Haideți să analizăm câteva versete din Sfânta Scriptură, versete din care învățăm principii biblice puternice care ne ajută în viață. Primul verset, Proverbe 13:3. Citez, cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Închid citatul. Nu avem stăpânire de sine dacă nu controlăm ce vorbim. Cuvintele pot avea consecințe negative. În Iacov 3:5 este scris, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde, închid citatul. Deci ce învățăm de aici? În acest verset, focul simbolizează cearta, simbolizează conflictul, care poate fi stârnit dacă nu ne ținem limba și aruncăm vorbe proaste. Cuvintele cu intenție rea pot răni, pot distruge. Dacă vrem să avem stăpânire de sine, atunci trebuie să ne controlăm limba. Trebuie să ne controlăm ce vorbim. Trebuie să ne gândim bine înainte de a vorbi, înainte de a acționa. De câte ori nu m-a costat pe mine în viață faptul că nu mi-am înfrânat limba, că nu m-am gândit bine înainte de a deschide gura, de a vorbi ceva prost. Deci, dacă ne putem controla limba, am făcut un pas important în a avea stăpânire de sine și așa evităm cearta, conflictul. Apoi, alt verset, Proverbe 13:6, citez, dreptatea păzește calea omului fără prihană, adică a omului care ascultă pe Dumnezeu, însă răutatea e pricina ruinii celui păcătos. Închid citatul. Când trăim făcând voia lui Dumnezeu, adică când trăim urmând poruncile și legile pe care Dumnezeu, pe care Domnul Iisus Hristos ni le-a poruncit în Biblie, atunci suntem protejați. Este ca și cum am posta un paznic în viața noastră pentru a ne proteja. Fiecare decizie bună pe care o luăm pune în mișcare alte oportunități spre bine. Dar și reciproca e valabilă. Fiecare alegere rea, fiecare decizie rea pune în mișcare alte oportunități, dar spre rău. Fiecare decizie care este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Sfânta Scriptură, ne va aduce un sentiment de ordine spirituală în viață, în timp ce fiecare decizie în care nu ascultăm pe Dumnezeu ne va aduce confuzie, necaz și chiar distrugere. Sigur, viața nu e perfectă, are suișuri și coborâșuri, însă Biblia ne spune că ascultarea de Dumnezeu ne aduce cea mai mare siguranță în viață. Alt verset, Proverbe 13:10. Citez, prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Închid citatul. Să fim sinceri, ne este greu să spunem, am greșit sau am nevoie de un sfat. Acestea sunt fraze greu de zis. De ce? Pentru că este nevoie de smerenie pentru a spune așa ceva. De aceea, oamenilor foarte mândri le este greu să spună, am greșit, scuze, ajută-mă, iartă-mă, datorită mândriei. Și mândria este opusul smereniei, opusul modestiei. Mândria este rădăcina tuturor păcatelor. Paranteză scurtă, am vorbit în detaliu într-un alt video despre mândrie și smerenie. Vă rog să vă uitați în descrierea acestui video, am pus un link către acel videoclip. Vă invit să-l vizionați. Revenim. Dumnezeu ne repetă de nenumărate ori în Sfânta Scriptură să nu fim mândri, ci modești, smeriți. Domnul Iisus Hristos, când a fost întrupat pe acest pământ, a zis, Luca 14:11, citez, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Închid citatul. Biblia ne spune că tot mândria a fost motivul pentru care Satana a fost izgonit din rai. Și da, diavolul este una din cauzele pentru care suntem mândri. De ce? Pentru că una din strategiile importante ale diavolului este să ne facă să fim mândri sau să ne amplifice mândria existentă. Și totul în mod subtil. În cele mai multe cazuri nici nu realizăm, dar Satana ne face să ne dăm mari, să ne dăm importanți și plini de noi. De ce? Pentru că diavolul știe că atunci când suntem mândri, nu ascultăm pe Dumnezeu, păcătuim. Mai mult, când suntem mândri, când suntem cu nasul pe sus, exact atunci facem și alte păcate. Răutate, punem pe alții la punct, nu ne cerem iertare, nu ne pasă de aproapele nostru, îl privim cu superioritate, etc. Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit să ne pese de aproapele nostru, deci este o poruncă.
Fiecare dintre noi a avut la un moment dat, dacă vă amintiți, în trecut, un șef sau un profesor extrem de mândru. Vă amintiți cum se comporta? Datorită trufiei, datorită mândriei, acel șef, amintiți-vă, se uita la tine cu superioritate, nu te suporta, nu suporta să fie contrazis, te jignea, etc. Deci mândria dă naștere și la alte păcate. Adică încălcăm poruncile lui Dumnezeu. Revenim la verset, Proverbe 13:10. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Mândria este un ingredient principal în fiecare ceartă. Mândria dezbine oameni. Mândria stârnește divorțuri. Mândria provoacă certuri în familii, între prieteni. Mândria prinde conflicte și chiar, da, stârnește războaie. Mândria este prezentă și în cazul narcisismului. Da, oamenii narcisiști sunt extrem de mândri. Este o realitate psihologică. Dimpotrivă, modestia și smerenia vindecă. Este foarte important să ne păzim de mândrie. Acum, nu vreau să fiu ipocrit, așa că este momentul pentru autocritică. Mi-aduc aminte cu lux de amănunte că în trecut aveam prostul obicei de a mă contrazice la orice subiect, dar în special când venea vorba de mașini, pentru că am fost și sunt pasionat de mașini. Prietenii mei din tinerețe care acum poate văd acest video și aduc aminte acele partide de contraziceri, deci pot să confirme. Dar odată ce am început să citesc din Sfânta Scriptură, Dumnezeu mi-a luminat mintea și m-a făcut să-mi dau seama de ce aveam această boală a contrazicerii. Pentru că eram foarte mândru. În timp, m-am rugat lui Dumnezeu și ușor, ușor am început să retez din mândrie. Nu mă bat cu cărămida în piept că sunt perfect, însă am făcut un progres mare. Am tăiat masiv din mândrie. Slavă Domnului care mi-a dat putere. Deci orice om este atins de păcatul mândriei. Pentru cei cărora le place să se certe mai mereu sau să se contrazică mereu, sau pur și simplu îi se pune un nod în gât când trebuie să zică am greșit, vă îndemn cu dragoste să vă analizați viața și să fiți sinceri în fața lui Dumnezeu. O să descoperiți că boala asta a certurilor și a contrazicerilor este dată cu siguranță de o doză bună de mândrie din viața noastră. Și nu este bine. Eliminați mândria. Mândria este păcat. Mărturisiți-vă cu sinceritate păcatul mândriei lui Dumnezeu, cereți-vă iertare în numele Domnului Iisus Hristos și rugați-vă. Rugați-vă, cereți ajutorul lui Dumnezeu să vă dea putere să eliminați mândria. O să vedeți că se poate. Apoi, rezistați ispitei de a vă crede buricul pământului. Serios! Nu trebuie să vă supărați când cineva vă dă sfaturi, de exemplu. Din contră, fiți deschis la sfaturile altora. Cereți ajutor când aveți nevoie de el. Și foarte, foarte important, trebuie să fim gata să ne recunoaștem greșelile. Toți greșim, cu toții. Toți suntem imperfecți, numai Dumnezeu este perfect. Cheia este să lăsăm din mândrie și să recunoaștem că am greșit. Să fim dispuși să ne cerem iertare, să ne cerem scuze. Și să acceptăm sfaturi și critică constructivă de la alții, prieteni, membri ai familiei, etc. sau colegi. Apropo, am făcut un video în care vorbesc mai în detaliu despre critica constructivă. Aveți de asemenea un link în descrierea acestui video. Acum, dacă considerați că acest video v-a fost de folos, dați un like și distribuiți-l. În felul acesta ajutați mult. De ce? Pentru că cu cât mai multe like-uri și cu cât mai multe distribuiri, YouTube va recomanda clipul la mai mulți oameni și în felul acesta traficul crește. Deci împreună îl propovăduim pe Domnul Iisus Hristos la cât mai mulți oameni și răspândim cuvântul lui Dumnezeu. Vă doresc o zi binecuvântată, Doamne ajută!